Bună ziua, vă salută Tatiana. Astăzi vom face ultima parte a tutorialului Unicornul Amigurumi. După cum vedeți, eu am lucrat aici deja în diverse culori, părul pentru jucăria noastră și codița. Acum eu vă voi prezenta modul în care se lucrează părul. Am montat un număr de 40 de ochiuri de lanț. Și în corespondența fiecărui ochi de lanț, începând de la cel de-al doilea, de la croșet, voi lucra câte două piciorușe scurte. În felul acesta, noi vom lucra un număr de 8 bucăți, culori diferite, așa cum ați văzut. Iar pentru codiță vom lucra doar 4 bucăți, pornind pe un număr de 30 de ochiuri de lanț. Vedeți că în timp ce lucrez, începe să se încrețească lucrarea noastră. Lucrând mai departe în acest mod, ea se va răsuci singură, după cum puteți vedea. Este aceeași metodă ca la părul pentru păpușele. Noi vom continua singure și ne vom reîntâlni. Suntem la sfârșitul rândului, voi face ultimele două piciorușe scurte și voi închide această parte a lucrării. Voi scurta firul, însă voi lăsa o bucată pentru a coase și vom închide. Această parte de fir o vom ascunde. După cum vedeți, așa se prezintă. Aici vom ajuta un pic cu mâna să se aranjeze bine. Așa cum vă spuneam, avem nevoie de 8 bucăți pentru păr. O bucăți începute pe 40 de ochiuri de lanț și 4 bucăți începute pe 30 de ochiuri de lanț. Aceste 4 bucăți trebuie să fie în culoarea complementară, culoarea cu care ați lucrat deja la mânuțe și la piciorușe. Înainte de a umple căpușorul cu melană, eu am cusut cu fir negru un pic aici pentru a da un aspect mai plăcut căpușorului. Am făcut câteva gene și dumneavoastră puteți să faceți în același mod. Apoi am umplut căpușorul cu melană, așa cum vă spuneam. Următorul pas pe care îl vom face va fi să umplem corpul, piciorușele, mânuțele sunt deja umplute. Vom trece la ansamblarea jucăriei noastre și apoi vom vedea de ceea ce vom mai avea nevoie pe parcurs. Avem nevoie de acul pentru cusut lână. Voi începe să cos urechile, însă înainte de a le coase, le vom fixa în mod simetric. Ne vom ajuta de acele cu gămălie și cam în această formă noi vom pune urechile. Eventual, dacă doriți, chiar le putem atașa în felul acesta. Cred că ar fi mai frumos în felul acesta. Deci, le vom fixa în mod simetric acul cu gămălie. La fel vom proceda cu cea de-a doua ureche și vom trece la cusut. După cum puteți vedea, din punctul unde este cercul magic, am lăsat 1-2 rânduri, am fixat urechiușa în felul acesta, iar acum, încet, cu atenție, vom începe să coasem. Vom coase prima urechiușă, apoi cea de-a doua, bineînțeles, și le vom fixa bine, în modul în care acestea să nu se desprindă, mai ales dacă le faceți pentru un copil. Este normal ca acestea să fie foarte bine stabilite. Deci
scoase totul încet, de jur împrejur și în modul în care coase în prima urechiușă, o vom coase și pe cea de-a doua. Eu aceste lucrări le fac în mod demonstrativ, însă le voi dona, cum fac cu marea majoritate a lucrărilor mele. Aici este grădinița de copii la care am donat foarte multe jucării. Copiilor le plac, chiar dacă altor persoane nu le place ceea ce lucrez eu, dar am văzut copiii le apreciază și știu să se joace cu ele. Deci vom insista și vom coase în modul pentru a da cât mai multă siguranță acestor părți componente. După ce am terminat de cusut urechiușa, capătul de fir îl vom ascunde, îl vom pierde undeva și apoi îl vom scurta. Eu voi da o altă cusătură aici, în modul în care să nu se poată rupe această urechiușă, să nu poată ieși în afară. Așa cum vă spuneam, capătul de fir îl voi ascunde în felul acesta. La fel veți face și dumneavoastră, iar apoi îl vom scurta. În același mod, coasem cea de-a doua urechiușă. O vom coase singure și ne vom reîntâlni. Am pregătit un fir roșu. Acesta este botișorul, partea unde am atins lucrarea, deci capătul de fir va veni în jos. În partea de deasupra, pornind de la cercul magic, avem cercul magic primul rând, deci 1, 2, 3. În corespondența celui de-al treilea rând, exact în corespondența locului unde am făcut înmulțirile, de o parte și de cealaltă, noi vom face două dungulițe în culoarea roșie, care vor reprezenta nările. În felul acesta vom coase de o parte. Voi lăsa aici jos diferență de un picioruș, voi intra două piciorușe și voi face cea de-a doua nară. Voi încerca să fiu cât mai echilibrată în cusătură, în felul acesta, iar apoi vom scurta acest capăt de fir și vom umple cu melană. Am umplut cu melană și botișorul, după cum vedeți, l-am fixat exact. Nările sunt între ochișori, la distanță egală. Am punctat totul cu ace de siguranță, iar acum, cu acul, ca de obicei, voi începe să cos de jur împrejur pentru a da stabilitate și acestei părți a lucrării. Noi vom coase singure, cu atenție, și ne vom reîntoarce să continuăm tutorialul. O să încet cu atenție, de aceea nu vreau să vă țin aici o oră. Bine, nu durează o oră să cos, în sfârșit. În felul acesta, încet, încet, noi vom coase totul de jur împrejur. După ce am cusut și botișorul,
vom coase corpul, deci vom atașa cele două părți cu acul în același mod, încet, cu atenție. La mine camera este foarte jos și de aceea nu veți reuși să vedeți. Voi coase încet, încet. Voi lua ochi cu ochi, de jur împrejur și vom atașa aceste două părți componente, deci în corespondența unui picioruș de la căpușor și în corespondența unui picioruș de la corp, pentru că numărul de ochiuri cu care am închis sunt egale. Și în felul acesta noi vom coase totul de jur împrejur, încet, cu atenție. Vom continua să coasem singure și ne vom reîntâlni. După ce am cusut picioruș cu picioruș, după cum vedeți, uitați-vă ce frumos se prezintă modul în care am unit corpul și căpușorul. Terminând de cusut, noi vom ascunde acest capăt de fir, îl vom pierde undeva, după care îl vom scurta. Încet, încet ne apropiem de finalul acestei lucrări, chiar dacă acum ceea ce vedeți pare urât, veți vedea în momentul în care este gata, va avea cu totul altă prezență. Voi scurta și acest capăt de fir, iar ceea ce urmează de acum este să coasem mâinile. Nu uităm că și ele sunt aici. Le vom pune un pic în acest mod. Vedeți? Le vom fixa din nou cu ace cu gămălie, ace de siguranță, care ne sunt de ajutor. Și fixându-le în mod simetric, de o parte și de cealaltă, le vom coase. Cam în felul acesta ar trebui să se prezinte. Deci le vom coase singure și noi ne vom reîntâlni. Uitați-vă, cam așa, în felul acesta. Le-am pus oblic aici, nu drepte. După ce am cusut mânuțele, acum vom coase părul. Voi lua fiecare șubiță, să o numim așa, și încet, cu atenție, cu acul, le voi distribui aici, pe această parte, între urechi. Le voi coase cu atenție, chiar dacă se va vedea un pic firul, nu vă faceți probleme, pentru că apoi vom veni aici cu ceva și vom acoperi această porțiune. Deci le veți distribui în modul în care doriți dumneavoastră, în funcție de culorile care vă plac dumneavoastră, care le-ați ales, iar noi ne întâlnim după ce vom coase toate șuvițele de păr. Am terminat de cusut părul, după cum vedeți, am pus o șuviță și în față, am fixat cornul cu ace de siguranță, acum voi coase, la fel veți coase și dumneavoastră, cu atenție. Voi coase încetul, încetul, pentru că este migălos. Această parte este cea mai migăloasă și este nevoie să aibă un aspect cât mai plăcut ceea ce lucrăm. Între timp, în timp ce voi coase cornul, voi dori să îi mulțumesc doamnei Mariana Picioruș, 21-21, pentru cuvintele dumneaei. Doamna Mariana, lucru pe care pot să vi-l spun cu siguranță este că îmi face plăcere că nu vă cunosc. Eu sunt prea educată să mă cobor la nivelul dumneavoastră. Eu cred că ar trebui un pic să fiți atentă cu ceea ce vorbiți. Eu nu vă cunosc, cum am spus, și nici nu vreau să vă cunosc.
Dar se vede că sunteți o persoană foarte rea, plină de venin. Așa că ar fi mai bine să vă vedeți un pic de treabă dumneavoastră, pentru că eu nu am deranjat pe nimeni și nici nu voi deranja. Și cum spuneam, sunt preeducată să mă cobor la nivelul dumneavoastră. De fapt, eu am blocat această doamnă pe pagina canalului și probabil se înscrie din nou, din răutate. Oricum o voi bloca dacă nu voi semna la această persoană. Pentru că eu nu o deranjez cu nimic. Nici măcar nu știu ce e de capul ei, dar nu mă interesează. Sunt foarte mulțumită că nu o cunosc personal. Deci am cusut și cornul, după cum vedeți, voi ascunde capătul de fir undeva, după care îl voi scurta în felul acesta. Următorul pas va fi să acoperim aici locul unde am cusut părul și în ce mod vom acoperi. Eu voi aplica o floricică croșetată, o voi aplica aici, o voi lipi cu lipiciul lichid. Dumneavoastră puteți pune ce fel de floricele doriți. După ce am încheiat totul, vom pune jucăria noastră așezată în acest mod, iar aici, în față, îi vom coase piciorușele. Le veți fixa în același mod cu acele de siguranță și le vom coase. După care venim să facem, să punem codița și aranjamentul final. Veți vedea că se va prezenta, care va fi prezentarea finală. Am terminat de cusut piciorușele, după cum vedeți. Am cusut codiță, după cum puteți vedea. Am unit mânuțele între ele, iar aici, vedeți că stă singur așezat, aici îi voi pune această cală cu buburuza. Și pentru aceasta veți găsi tutorial pe pagina canalului. Mărturie pentru botez este lucrat anul acesta. Voi atașa aici această floricică pentru a-i da o notă de culoare, de primăvară, de frumos. Eu sper să vă placă. Eu sper să îmbrățișați cu drag și această idee. Voi face modul în care voi fotografia și voi trimite editorului meu, Cristi, pe care îl salut, fotografia și o va pune la coperta acestor tutoriale. În speranța că vă place ceea ce am realizat, în speranța că veți fi în continuare alături de mine. Vă mulțumesc pentru atenție, fiecăruia dintre dumneavoastră, vă iubesc, vă îmbrățișez și vă doresc o zi minunată. La revedere, vă salută Tatiana!